Noul regulament prevede că atât mașina instructorului auto independent, cât și școlile de șoferi să aibă montate două camere de supraveghere. De asemenea, autoritățile îi obligă pe instructor prin noile prevederi să dețină spații adecvate procesului de învățământ și un contract de prestări servicii cu o clinică medicală și un profesor de legislație. Toate aceste modificări vor duce practic la o majorare a taxei școlilor de șoferi. Deși regulamentul a intrat în vigoare pe 11 noiembrie, reprezentanții Federației Naționale a Instructorilor Auto din România nu sunt de acord cu acesta și vor încerca printr-o discuție cu autoritățile competente să-l suspende. Dacă intră în vigoare, dacă nu se suspendă acest 733 care a intrat în vigoare din 11, acum noiembrie 2013, și școlile și instructorii independenți sunt supuși la niște costuri suplimentare. Camera de luat vederi, sălile pentru independenții, costul benzinei, care se preconizează că în 2014 va fi la 7 și, automat, toate acestea duc la costul școlarizării unui elev. Potrivit profesorului de legislație Mihai Ghiocel, până în acest moment niciun instructor nu știe exact ce regulament trebuie aplicat. Până în acest moment nu este nimic sigur, pentru că astăzi are loc o întrunire cu Ministrul Transporturilor, prin reprezentanții Federației Naționale a Formatorilor Auto din România, președinte Petrică Bordeanu, care avem niște procese pe rol, unele câștigate în unele județe, în alte județe nu e câștigat și sperăm să suspendăm acest 733, care e greoi de aplicat, ca să zic așa. Nu este bătut o linie dreaptă. Se confruntă cu Ordinul Ministerului de Interne cu Ordinul Ministrului Transportului. Ministrul Transportului cere ceva, Ministrul de Interne nu cere așa ceva. Eu nu știu după cine să mă iau. Chiar dacă în acest moment există zvonuri cu privire la dublarea costului taxei școlilor de șoferi, acestea se vor adeveri doar în cazul în care Federația Națională a Instructorilor Auto din România nu va reuși să suspende noul regulament. În cazul în care regulamentul s-ar aplica, prețul taxei va fi majorat, însă nu cu 100%.